Drumuri și poduri călărași și derulează lucrări pe varianta nord, sectorul dintre Sangoben și Denaris, drum cu o lungime de aproximativ 2,4 km. Prima etapă demarată de drumar pe acest șantier a fost frezarea stratului existent de asfalt. Autoritățile spun că se află în graficul lucrările, termenul de finalizare fiind sfârșitul lunii septembrie, dacă nu intervin alte probleme.